Este a treia reuniune de proiect activități de învățare la care participă școala noastră în cadrul proiectului Șabloane de viață de la un trecut diferit spre un viitor comun. S-a întâmplat în Steyr săptămâna trecută. A fost o experiență minunată din punctul meu de vedere și din punctul lor de vedere, dar despre mai multe detalii sigur că veți afla de la ei. Am prezentat filmulețe despre tradițiile și obiceiurile din Banaci, nunta caraștovenească. A fost o experiență plăcută și am avut multe de învățat despre tradițiile și obiceiurile din Austria. Cam atât. Care a fost rolul tău? A fost o experiență minunată. Eu am fost, am avut rolul de traducător, precum și coordonator de echipă. Pot să spun că m-am dezvoltat personal, am cunoscut oameni minunați și am format legături puternice. Rolul nostru a fost să prezentăm Banatul Muntan din toate punctele de vedere, toate tradițiile și toate aspectele. De aceea tema se și numea Banatul Muntan, spațiu al multiculturalității și al conviețuirii etnice. Un posibil model european. Un lucru care ne-a ieșit foarte bine. Foarte, foarte bine. Și sunt sigur că am reușit să-i convingem pe toți participanții proiectului despre conviețuirea noastră ca etnie. Ce am avut noi de prezentat? Noi am avut de prezentat identitatea etnică, modelul germanilor din Banatul Muntan. Am avut un PowerPoint pe care le-am prezentat elevilor din țările participante din Austria, Italia și Polonia. Și în mare cam a fost o experiență foarte frumoasă. Mie, pe cel puțin m-am dezvoltat personal, cum a zis și colega, că am aceeași opinie. Adică... Care a fost reacția colegilor? În primă fază, toată lumea a fost așa mai retrasă, apoi am început să ne cunoaștem și în principiu a fost o experiență foarte plăcută. Am început să vorbim unii cu ceilalți, să ne facem prieteni. Să... Ce puncte comune ați identificat? Am început să vorbim și despre situația economică din diferite țări, să vedem cam cum este la ceilalți în țară, cam cum percep ei viața în țara lor, cum percepem noi țara adică viața în țara noastră și da, am făcut plusuri și minusuri, am dezbătut niște subiecte. În perioada 20-24 martie 2017 am participat la proiectul Austria. A fost o reuniune de proiect cu activități de țările participante au fost Austria, România, Polonia și... Aceasta este sigla școlii coordonatoare de Steyr. Așa, școlile au fost HLVS, o altă grupă din Austria, Liceul Economic Munce Arții din Polonia și este asumită sigla școlilor care au participat la proiect. Întâlnim profesor însoțitor Florica Mola, coordonator de proiect și doamna Virtue Violica, directorul de și Turtura Oana Stela din clasa 11A. În data de 19 martie 2017, duminică, în drumul nostru spre Steyr, am făcut un ovaz în Viena. Salutul de bun venit, adresat participanților de către viceprimarul orașului. Apoi, fiecare am împărțit la cele patru workshop-uri la care am avut fiecare. Am luat parte. Ne-am continuat treaba de workshop, apoi am luat... Amiază am vizitat Muzeul Stollen de Lineu, la care local acolo. Aici puteți vedea poze din... Am dat și cartouri celorlalți coordonatori de proiecte, adică celorlalți participanți în diferite țări. Aici am luat prânz împreună și... vizita de la Muzeul Stollen de Rhinau, tot poze de acolo.
stabilim și legături alte decât doar... Aici am luat și cine la restaurant din Ștaie. Ziua de marți a continuat cu atelierele de lucru. În poza menționa activitățile din cadrul workshop-urilor. Echipa noastră a prezentat nouă teme. Ziua de miercuri și tot. Aceste materiale sunt bucurate de foarte mult interes și chiar am primit felicitări. Da. Cea mai mare clădire ecleziastică din Austria, cu o capacitate de 20.000 de persoane, al cărei turn măsoară... ...diferite noi pe română, gestemii pe poloneză și freunde pe germană. Inspectoratul școlar a organizat concursul Made for Europe, concurs de produse finale, produse ale proiectelor finanțate din programe europene, la care Colegiul Național Diaconoviștiți a obținut premiul întâi. Produsul final și produsul câștigător a fost Glass Map, o hartă interactivă prin care elevii pot folosi la ore. Echipa Colegiul Național Diaconoviștiți a fost coordonată de către profesorii Leo Prodan, Loredana Chilvania și Sonia Voica, iar doamna profesoară Molnar Florica, coordonatoare acestui proiect european Erasmus Plus, șabloane de viață de la un trecut diferit către un viitor comun, a fost premiată cu o diplomă de excelență. Doresc să felicit întreaga echipă a proiectului Colegiul Național Diaconoviștiți pentru activitatea desfășurată, atât cadrele didactice care au făcut parte din această echipă, cât și cei 25 de elevi ai Colegiului Național de Acuziștiți, vom participa în perioada 26-29 aprilie la faza națională care va avea loc la Craiova. Director adjunct al Colegiului Național de Viorica Gârtoi.